Am fost foarte surprins de gestul pe care fratele Gabi l-a făcut în numele conducerii seminarului teologic. Frate Gabi, mulțumesc! Am fost întotdeauna un susținător al învățământului biblic, învățământului teologic, mai ales că trăim în vremea aceasta în care spune Profetul Daniel: Cunoștința crește, crește în toate domeniile. De ce nu ar trebui să crească cunoștința și în ceea ce privește învățătura din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu? Și când peste această creștere în învățătura biblică se așează puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu, lucrarea bisericii poate să progreseze, poate să fie eficientă. Dumnezeu să vă binecuvinteze în lucrarea pe care o face și mulțumesc încă o dată frate Gabi. <coughs> da, frații mei, i-am spus fratelui Gabi că am așa o strângere de inimă cu privire la mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă să-l predic în seara aceasta și am o speranță că va fi înțeles bine. Mi se întâmplă uneori atunci când predicăm cuvântul lui Dumnezeu sau stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu să ne gândim cui se potrivește cuvântul acesta. Recent am fost undeva într-o biserică și la sfârșitul slujbei am ieșit în curte și a venit un frate la mine și a zis frate Relu, bun mesaj, dar cuvântul ăsta e valabil și pentru și mi-a spus pentru cine crede că e valabil. N-aș vrea în seara aceasta atunci când se predică cuvântul lui Dumnezeu să vă gândiți cui se potrivește ci să vedem dacă ni se potrivește nouă. Amen. Și Dumnezeu din cer să lucreze în așa fel, dacă ni se potrivește, să facem anumite schimbări în viața noastră și în comportamentul nostru spiritual. Dumnezeu din cer să ne ajute. Amen. Dar și suror, un lucru foarte important pentru noi oamenii este libertatea. Dumnezeu când ne-a creat, ne-a dat libertatea, libertatea de a alege. Și iubim tare mult libertatea pentru că uneori, din punctul nostru de vedere, a fi liber înseamnă a face ce vrei. Și tare mult ne place nouă ca oameni să facem cam ce vrem. Numai că uneori libertatea aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin creație, noi nu o folosim așa cum ar trebui, cum ar vrea Dumnezeu să o folosim. Duceți-vă aminte că fiul cel mic din pilda Domnului Iisus Hristos într-o zi și-a folosit libertatea aceasta să aleagă să plece de acasă. Și s-a dus a trăit într-o țară depărtată, a cheltuit tot ceea ce a dat tatăl când a plecat de acasă, în păcate și fără de legi. A fost liber. Îngeți-vă aminte că atunci când Lot a primit, dacă vreți, de la Avram, libertatea să aleagă unde să se ducă. S-a uitat pe Valea Iordanului, a văzut-o că îi bine udată, că e promițătoare, că poate să îi ofere tot ceea ce trebuie pentru turmele lui pentru afacerea lui, a zis să mă duc într-acolo aleg Valea Iordanului fără să se gândească ce urmează după aceea când Dumnezeu i-a spus lui Iona să se ducă înspre Ninive Dumnezeu, Iona și-a folosit această libertate să apuce într-o altă direcție s-a dus înspre Tars Dumnezeu din cer știe că noi putem folosi în mod greșit libertatea pe care ne-a dat-o și uneori vine prin scriptură și ne, ne arată cum ar trebui să alegem Zice Dumnezeu în cartea de Euteronom, îți spun înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul, alege viața, alege binecuvântarea, alege binele ca să trezi, Dumnezeu. Ei, dragii mei, numai că sunt în viață circumstanțe când noi nu ne putem folosi libertatea de a alege. Viața ne duce în asemenea împrejurări, în asemenea circumstanțe, încât ne îngrădește libertatea noastră. Bună oară, este cineva internat în spital. Sunteți, aveți în cunoștință oameni de felul acesta. Pot ei să aleagă să se ducă unde vor? Fă și să Nu pot. Da? Este cineva la școală în perioada în care trebuie să fie la școală. N-are libertatea să aleagă unde să se ducă. Trebuie să fie acolo. Sau altul la muncă. Spun lucrul acesta pentru că în această seară, Cuvântul Domnului pune înaintea noastră niște oameni care au fost într-o perioadă de timp în imposibilitatea seara. Erau în închisoare. Când ești în închisoare, nu poți să alegi unde să te duci. Dacă te scot din celulă, te duci, dacă te ții în celulă stai în celulă, nu poți să-ți folosești libertatea. Numai că spune Sfânta Scriptură, li s-a dat drumul. Adică au fost eliberați. Când li s-a dat drumul, dintr-o dată au avut libertatea să aleagă unde să se ducă. Și întrebarea mea este din ceea ce ați auzit citindu-se din Biblie. Cum și-au folosit libertatea să aleagă unde să se ducă? Unde au le să meargă? La biserica din care făceau parte, nu? Puteau să aleagă să meargă în altă parte. Poate să meargă la familie, poate să meargă cine știe la pescuit, poate să meargă cine știe unde. Când au avut libertatea să aleagă, au ales să meargă la biserica din care făceau parte, la biserica Domnului. Tot în cartea Faptele Apostolului spune Sfânta Scriptură despre Petru că a fost închis. Nu a putut să-și folosească libertatea. Dumnezeu din cer în miraculos l-a eliberat într-o noapte, a deschis porțile i-a deslegat lanțurile, l-a scos până în stradă, spune Sfânta Scriptură Îngerului Dumnezeu, și a dat libertatea să aleagă. Cum și-a folosit pentru libertatea? A ales să meargă unde? A ales să meargă la biserică. Poate că deja deduce ce vreau să predic în seara aceasta. De aceea v-am spus de la început că am, am strângerele mele de inimă, Subiectul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară este o întrebare. O întrebare pe care mă rog Domnului să o scrie în mințile noastre și în inimile noastre. Și întrebarea este aceasta. Unde mergi când ești liber să alegi unde să mergi? Unde mergi când ești liber să alegi unde să mergi? Mergi la biserică? Te duci la distracție? Te duci în altă parte ca să nu vă pun în față o listă cu, alte, cu multe alte posibilități? Sau, când ești liber să alegi unde să mergi, alegi să mergi la părtășia cu Biserica lui Dumnezeu, când este părtășie la Biserica lui Dumnezeu? Unde mergi? Când ești liber să alegi unde să mergi. Ce ar trebui să avem frați și surori? Ce ar trebui să avem atunci când avem libertatea să alegem unde să mergem? Să alegem să mergem la Biserica lui Dumnezeu. Sunteți de acord că trăim o perioadă complicată, dragii mei, în ceea ce privește relația cu Biserica și prezența la Biserică? Poate la dumneavoastră nu. La noi, de când a trecut pandemia, dragii mei, s-a întâmplat ceva. Oamenii s-au obișnuit că pot veni la biserică o singură dată pe duminică, mai ales că atunci am făcut în două serii. Dimineața e plină biserica, nu sunt locuri și seara sunt locuri goale. Unde mergi când ești liber să alegi unde să mergi? Ce ar trebui să avem, frați și surori, ca să alegem să ne ducem la părtășia cu biserica lui Dumnezeu? Primul lucru pe care vreau să-l menționez în seara aceasta, dragii mei, este că ar trebui să avem dezvoltat, un sentiment de apartenență. Uitați-vă peste Biserica asta. Cine sunt cei care sunt aici în sala asta pentru dumneavoastră? Cine sunt? Spuneți de la Scriptură că ei s-au dus la ai lor. Puteți spune despre cei care sunt aici în Biserica Domnului din locul acesta, sunt ai noștri. Adică ne aparținem unii altora. Putem spune lucrul acesta, frate și sorori? De unde vine acest sentiment de apartenență? Sentimentul acesta de apartenență, dragii mei, este dat de faptul că noi suntem rudenii. Suntem sau nu suntem? Acum vă uitați în dreapta, în stânga, e frate, e soră, nevastă, copii și așa mai departe, cum nați, cum nate. Dar nu suntem toți din punctul ăsta de vedere așa. Da? Dar, dragii mei, dintr-un alt punct de vedere, noi toți suntem rudenii. Rudenii înseamnă o legătură directă sau colaterală cu cineva care aparține aceleași familii. Întrebarea mea este, considerați că aparțineți aceleași familii spirituale, frați și surori? Născuți din Dumnezeu. Născuți de sus. Și atunci când mă uit în dreapta și în stânga, în față și în spate, nu o să văd oameni desăvârșiți. În familia mea fizică, dragii mei, nu suntem toți la fel. Sunteți de acord? Dar e fratele meu. N-am decât frați, surori nu am. Dar frați sunt diferiți de mine. Nedesăvârșiți. Și când mă uit în Biserica lui Dumnezeu, nu o să găsesc oameni desăvârșiți. Oameni despre care se spun, da, oamenii ăștia sunt, sunt exact așa cum e Domnul Iisus Hristos. Dar ce pot să spun este că aparținem aceleași familii pentru că Dumnezeu, prin Hristos, ne-a născut de sus, ne-a născut din nou. slăvit să fie în numele Domnului. Și când mă uit la biserica lui Dumnezeu, pot să spun, mă duc pentru că sunt ai mei. Și întotdeauna, când este vorba de ai mei, vreau să fiu cu ei. Zicea, scria Pavel romanilor, vreau să vă văd, să vă dau un dar duhovnicesc. Adică sunteți pe inima mea, sunteți ai mei, chiar dacă sunteți mai departe. Aparținem aceleași familii spirituale. Deci, mei, sentimentul de apartenență este dat de faptul că suntem rudeni. Ne-a dus Dumnezeu în aceeași familie prin Hristos Domnul. Dar, dragii mei, acest sentiment de apartenență este dat și de faptul că simțim ceva unii pentru alții, ceva special. Simțiți sau nu simțiți? Și la noastră, ca și la noi, se prezintă mereu liste cu oameni în suferință din biserică. Cum vă rugați pentru ei? E o simțire specială. Simțiți că cineva de-al nostru este în suferință. Simțiți lucrul acesta. Nu un străin de pe stradă. Și pe un străin vrei să-l ajuți. Dacă când te rogi pentru fratele, pentru sora care este în biserică, simți că faci ceva pentru al tău. Născut din Dumnezeu, nu frații mei. Simțim ceva unii pentru alții. Zice, scrie apostolul, apostolul Ioan în prima lui epistolă, zice așa, dacă vede cineva pe fratele lui, pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să-l pună pe internet. să vorbească la ceilalți, să l spună bisericii. Ai auzit? Pentru că e fratele tău și pentru că a păcătuit fratele tău și pentru că simți ceva pentru el, scrie Ioan, să se roage pentru că simți ceva pentru el. Îți aparține, ne aparține, dragii mei. Și exact așa cum știți că Scriptura aseamănă Biserica Lui Dumnezeu cu un organism format din mai multe mădulare. Când un mădular suferă, suferă tot trupul. Când un, un membru din Biserica Lui Dumnezeu suferă spiritual, dragii mei, suferă Biserica Lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, ne aparținem unii altora. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau cu ceea ce spune Biblia sentimentul de apartenență este dat de faptul că suntem rudeni. este dat de faptul că simțim ceva unii pentru alții mai este dat de ceva am trecut împreună prin complexitățile vieții Numai dacă ar fi să să vă rememorați istoria dumneavoastră în această biserică și bune și rele ca în orice biserică ca în orice familie Zile frumoase și zile întunecate. Zile de mari biruințe spirituale și de bucurie extraordinare și zile în care ne-am adunat să plângem, nu? Trecând împreună prin complexitățile vieții, aceste complexități ne aduc aproape unii de alții. Ne unesc mai tare, dragii mei. Că așa este familia. Când trece prin necazuri, se adună. Apostolii au fost ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și au trecut prin o grămadă de, de, lucruri împreună. Au văzut minuni, au auzit învățături, dar tot împreună au trecut prin pericole, tot împreună au trecut prin împrăștiere, tot împreună, dragii mei, n-au știut ce să mai creadă despre Domnul Isus Hristos când a fost luat, prins și condamnat, că ei credeau că o să așeze de îndată împărăția lui Dumnezeu, împreună au trecut prin complexități. Și aceste complexități ale vieții i-au apropiat unii de alții. Sentimentul acesta de apartenență, dragii mei, este dat de faptul că trecem prin complexități ale vieții. Și acest sentiment de apartenență ne face să avem deschidere unii față de alții. Spune Sfânta Scriptura aici că atunci când li s-a dat drumul, s-au dus la ei lor, la biserică, și au început să le spună experiența, să le spună prin ce au trecut, să spună necazul care a dat peste ei. Deci mei, apostolul Petru când a fost eliberat s-a dus la biserică, unde biserica se ruga și a spus prin ce a trecut, dragii mei, pentru că avem deschidere unii față de alții. Frate, uite ăsta cazul prin care trec. Asta, asta mi s-a întâmplat. roagă te pentru mine, roagă te împreună cu mine. Pentru că suntem împreună, dragii mei, parte din biserica lui Dumnezeu. Deci primul lucru care trebuie să-l avem ca să putem să alegem să fim la părtășie cu biserică atunci când avem libertatea și nu ne constrânge nimic, avem libertatea să alegem, este să avem dezvoltat sentimentul de apartenență. Aparținem acestei familii. Al doilea lucru, dragii mei, trebuie să avem dezvoltat sentimentul dependenței de Dumnezeu. Spune la Scriptură că s-au dus la biserică, le-au spus celor de la biserică prin ce au trecut și au început să se roage. Ce facem noi când venim aici? Aveau nevoie de rugăciune sau nu aveau? Dragii mei, acest sentiment de dependență de Dumnezeu este dat de credința că Dumnezeu ocupă cea mai înaltă poziție în universul acesta. Știți o altă poziție mai înaltă? Știți deci când Isaia a avut viziunea aceea, a văzut un scaun de domnie mare și înalt, niciunul mai înalt decât acesta. Și oamenii aceștia, când au început să se roage, au zis așa, stăpâne, Doamne, ai făcut cerul și pământul. Oamenii aceștia și-au exprimat dependența de Dumnezeu, dragii mei, crezând că Dumnezeu ocupă cea mai înaltă poziție în Universul acesta. Și de pe această poziție, Dumnezeu controlează toate lucrurile. Nu uitați prin ce au trecut înainte a fost în temniță. Și vezi și stai înaintea lui Dumnezeu și spui un, un om care a stat în temniță și bătut în temniță și recunoști pe Dumnezeu că el controlează toate lucrurile. E mare credința asta. Puteau să zic că Dumnezeule unde ai fost tu atunci când au pus mâna pe mine, m-au bătut și m-au pus în temniță? Unde ai fost? Ai controlat lucrurile sau le-ai scăpat de sub control? Dar au zis stăpâne, doamne, al cerului și al pământului. Tu controlezi lucrurile. Pentru că asta e credința că Dumnezeu ocupă cea mai înaltă poziție în univers. Dumnezeu controlează lucrurile. Dacă citiți Biblia, dragii mei, dacă vă uitați în viața dumneavoastră cu ochii spiritual deschiși, veți descoperi că Dumnezeu controlează lucruri în viața dumneavoastră. Iona și a, găsit, a găsit el cu care să fugă, să fugă la Tars, s-a îmbarcat pe corabia aceasta să-l ducă la Tars. Și spune Sfânta Scriptură Iona Ion 1 așa, Dumnezeu a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic. Până și marinarii au văzut că ceva e diferit. Nu e un vânt care bate la întâmplare, de aceea au început să se roage, de aceea l-au provocat pe una să se roage, pentru că ziceau, nu e un vânt la întâmplare. Din pricina cui vine vântul ăsta peste noi, furtuna asta peste noi? Dumnezeu a făcut să sufle un vânt năprasnic. Dumnezeu controla lucrurile. S-a dus în Ninive, s-a pus acolo pe, pe o la marginea Ninive și spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a făcut să crească un curcubete. Adică o plantă. Face Dumnezeu lucrul ăsta. Nu trece multă vreme și spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a trimis un vierme să începe curcubetele și dintr-o dată se ofilește, se usucă. Controlează Dumnezeu lucrurile? Astea mărunte? Fă și surori. Spune Sfânta Scriptură că atunci când Ahab s-a scoalizat cu o să meargă la, la război, uh, Iosafat avea reținere lui și a zis, nu este cineva să întrebăm pe Domnul, să vedem care e Domnul, nu e Domnul, vrea Domnul, nu vrea Domnul. Și au chemat o grămadă de profeți, au venit acolo și toți au zis, du-te, Domnul e cu tine. Până l-au chemat pe Mica. Și într-un final Mica a zis așa, dacă te vei întoarce înapoi de la războiul acesta în viață, n-a vorbit Dumnezeu prin mine, pentru că Dumnezeu spune că mor pe câmpul de bătaie. și s-a dus pe câmpul de bătaie și spune Sfânta Scriptură un soldat a tras la întâmplare cu arcul dar împăratul ăsta era bine echipat avea armură controlează Dumnezeu zborul săgeții respective dragii mei Să o ducă direct în locul vulnerabil din toată armura pe care o purta controlează Dumnezeu lucrul ăsta frate și surori ei, mei, sentimentul acesta de dependență este dat de credința că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu controlează lucrurile și că Dumnezeu își urmărește împlinirea planului Său. Ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu aici. Împotriva robului tău celui Sfânt Iisus s-au însoțit în cetatea aceasta Irod, Pilat, neamurile, noroadele, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Dacă s-a unit, dragii mei, era ceva în planul lui Dumnezeu. Dacă s-a luat decizia Hristos să fie crucificat, era ceva în planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, își urmărește împlinirea planurilor sale. Sentimentul acesta de dependență este dat de credința că Dumnezeu ocupă cea mai înaltă poziție în univers și controlează toate lucrurile. Dar este dat și de credința că Dumnezeu Dumnezeu soluționează lucrurile. Dumnezeu are soluții pentru situațiile complicate din viața noastră. De ce ne rugăm noi lui Dumnezeu pentru o persoană în fața căreia medicul a scris cancer? Și știți ce înseamnă cancer? De ce ne rugăm? O facem de formă? Ca așa ne rugăm noi în Biserica lui Dumnezeu? să o facem cu credința că Dumnezeu are soluții. Alăviță, și când ne gândim că Dumnezeu are soluții, ne gândim că Dumnezeul acesta puternic, stăpân peste toată creația, va veni cumva să schimbe împrejurările. Și Dumnezeu ne o face. Din spital te aș te duce sănătos acasă. Aleluia. Din gura mormântului te aș te, te, umple de viață Dumnezeul acesta. Pentru că este Dumnezeu. Știți, apostolii ucenici erau pe mare și s -a s-a strânit o furtună de praznică, valurile urau cu putere, dragii mei, Domnul Iisus Hristos s-a ridicat și a spus, mare taci! A schimbat împrejurările. Numai ca aici. Apostolul nu s-au rugat să vină Dumnezeu cu soluție de felul ăsta. Nu s-au rugat să le schimbe Dumnezeu mintea uh, oficialilor care să dea o nouă lege, să le dea voie să facă evangelizare. Când Apostolii s-au rugat aici să vină Dumnezeu cu soluție, s-au rugat să vină Dumnezeu să le schimbe atitudinea lor. În fața celorași împrejurări, așa interdicții, acele, acelorași posibile persecuții, au zis Dumnezeule, dă-ne din cer îndrăzneală. Schimbă lăuntrul nostru, chiar dacă nu schimbă împrejurările. Dumneavoastră aveți tăria să vă rugați lui Dumnezeu, frate și surori chiar dacă nu schimbăm împrejurările, să vă schimbi atitudinea. E soluție de la Dumnezeu. Era Pavel pe mare, poate am mai spus aici, dus spre Roma. S-a strânit furtuna aceea de praznică. Pavel nu era specialist în, în, în marinărit. Dar le-a spus, nu-i vremea să pornim. Mai bine stăm, mai bine zăbovim, dar au pornit. S-a stănit furtuna aceea năpraznică, dragii mei, și toți erau înspăimântați și, și, nu știau ce să facă și încercau să găsească soluții. Marinari experimentați. A venit mesagerul de la Dumnezeu la Pavel, n-a schimbat împrejurările Dumnezeu prin intervenția lui, de a schimbat inima lui Pavel. E adevărat sau nu e adevărat? S-a ridicat liniștit în fața celorlalți tulburați. Și au zis oameni buni, luați și mâncați! Și ascultați, corabia asta se va, se va nimici. Ce mesaj încurajator poate să vină, să vină de la Dumnezeu când zice Dumnezeu, corabia asta se prăpădește? E încurajator? Dar niciunul dintre voi nu o să-și piardă viața. Nu va fi decât pierderea corabiei. Și -o spune Sfânta Scriptură în experiență de acolo că au scăpat... Pe bucăți de scânduri, fiecare cum au putut, pe bucăți de scânduri au ieșit la mal. E suficient o bucată de scândură dacă asta este salvarea lui Dumnezeu. Este suficientă, frați și surori. Dumnezeu soluționează lucrurile cum vrea El. Uneori schimbând împrejurările, alteori schimbând atitudinea noastră. Deci, un alt lucru care ne-ar putea ajuta, dragi mei, să alegem. Să mergem la părtășia bisericii atunci când suntem liberi să alegem, este sentimentul acela de dependență. Depindem de Dumnezeu. Un alt lucru, dragii mei, este să avem foarte dezvoltat simțul realității. La ce mă refer? Deci, mei, oamenii aceștia au ieșit afară din pușcărie, erau liberi. Dar au fost niște oameni realiști. Și au știut, liber fiind, ei sunt în continuare în pericol. Poate ziceți, bine frate, dar în pericol erau când erau în pușcărie. Să fie bătuți, poate chiar executați, nu? Ca așa se practica în vremea aceea. Liber și în pericol? Sigur! Deci, mei, dumneavoastră știți că libertatea are pericolele ei, știți asta? Nu doar dictatura, nu doar constrângerile nu doar interdicțiile. Știți că libertatea are pericolele ei. Știți care au fost pericolele pe care ei le-au văzut și de aceea s-au rugat lui Dumnezeu și au zis, dă putere robilor te să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. Știți care a fost pericolul, dragii mei? Să asculte mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Mă vreau să vă întreb, asta în pericol în vremea noastră. Să asculți mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Spuneam că ei s-au rugat și au zis Dumnezeule, stăpâne Doamne al Cerului și al pământului și ca stăpân Dumnezeu îți spune ce să faci. Numai că pe lângă vocea lui Dumnezeu era și vocea autorității. Și ce a spus vocea autorității? Vă dăm drumul, dar să nu mai spuneți nimic în numele lui Isus. Domnul a zis, duceți-vă și spuneți. Și autoritatea le-a spus, duceți-vă și să nu spuneți. Când ești liber și iubești libertatea, ce faci? De care voce asculți? Simplu că stăm aici pe bănci și suntem într-o țară liberă și încă nimeni nu umblă cu pușca după noi să nu mai vorbim în numele Domnului Iisus Hristos. Dar când atunci când ți-ai deschis gura să rostești numele Lui Hristos, știi că s-ar putea să vină să pună mâna pe tine să te ducă la pușcărie. De cine alegi să asculți? E un pericol să asculți mai degrabă de oameni decât de Dumnezeu. Și în istoria asta, bisericii creștine, dragi mei, au fost oameni care, de dragul libertății, au decis... În vremea comunismului au fost oameni care nu au vrut să recunoască faptul că aparțin unei biserici sau sunt membri unei biserici, ca să nu aibă repercusiuni. Să nu-l dea afară de la muncă. Să nu-i din salarul. Să nu, să nu suferă ceva, dragi mei, pentru că este greșit. Și au spus... Da, părinții mei sunt pocăiți, dar nu sunt pocăit. Ați întâlnit cazul de felul acesta. Părinții mei sunt pocăiți. Când eram în armată, m-a chemat uh, ofițerul care era acolo, care răspundea, mă rog, de uh, partea asta psihologică și filozofică și a uh, unității. Și a zis, și tu ești pocăit sau numai părinții tăi? Exact așa mi-a pus întrebarea. Și tu sau, e sau numai părinții tăi? Acum, dacă spun numai părinții, el trage concluzia și se poartă cu mine într-un fel. Dacă spun și eu sunt pocăit, se poartă cu mine într-un alt fel. Când am terminat liceu, eu noi am făcut parte dintr-o familie cu cinci copii, mama era tot timpul bolnavă, tatăl muncea pentru familie. Când am terminat liceu, am vrut să mă angajez. Și am un, un, un unghi de-al meu care lucra la o fabrică mare de confect de textile din, din Cluj, la România Mucitoare, cei care sunteți clujeni, știți? Unchiul acela m-a luat și m-a dus la, la biroul de cadre să mă angajez. Eram electrician. Când am intrat în biroul acela de la cadre, era secretarea de partid pe, pe fabrică, era acolo. Și-a întrebat, de -a, ce se întâmplă? Vreau să mă angajez. Și-a zis ea către mine, și tu ești pocăit ca și unchiul tău? Și-a zis, da, sunt pocăit ca unchiul meu. Și-a zis, noi nu putem să te angajăm din cauza asta. Și nu m-a angajat. Dragii mei, ești expus acestui risc, acestui pericol, să ascult mai degrabă de oameni, de vocea oamenilor, decât de vocea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, atunci când aleg să mă duc la biserica lui Dumnezeu, acolo la biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-mi dea îndrăzneala aceasta să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni când ies dincolo de zidurile acestea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să mai spun un singur lucru și apoi închei, dragii mei. În al patrulea rând, ca să putem alege, să fim la părtășie cu Biserica Domnului atunci când avem libertatea să alegem, trebuie să avem foarte dezvoltat simțul necesității, să foarte clarificat în mintea noastră nevoile noastre. Bă, dumneavoastră știți foarte bine că atunci când apare o nevoie în viața noastră, știm unde să ne ducem să o rezolvăm. Bună oară, dacă suntem bolnavi, unde mergem? La medic, nu? Dacă mașina s-a stricat, știți unde se mergeți? La mecanic, nu? Dacă aveți nevoie de ceva uh, alimente, știți unde se mergeți? La alimentară, la magazin, la shop, da? Știți că sunt nevoi care se rezolvă la Biserica lui Dumnezeu, știți asta? Dar de ce să așteptăm... Că eu am văzut lucrul acesta, dumneavoastră l-ați văzut ca și mine, oameni care lipsesc perioade lungi de timp de la biserică, când a dat necazul peste ei, mi-a dat dobuzna la biserică. Știu că la biserică se pot rezolva anumite lucruri. E adevărat, frații mei. Una dintre, dintre nevoile mari pe care noi avem este nevoia de susținere spirituală comunitară. Oamenii aceștia bătuți, Oamenii aceștia, dragii mei, cu interdicții, poate afectați în îndrăzneala lor pentru lucrarea Domnului Iisus Hristos, aveau nevoie de susținerea comunitară, s-au dus la Biserica lui Dumnezeu să se roage împreună cu Biserica lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că atunci când ne rugăm așa, noi avem credința unitară că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și că este putere în rugăciunea comunitară. Fratele și să zicea Domnul Iisus Hristos, dacă doi se unesc pe pământ să ceară un lucru, oarecare, le va fi dat. Și acolo unde sunt doi adunați în numele meu, sau doi sau trei, eu sunt acolo, zicea Domnul. Când în Vechiul Testament, Împăratul nebucăndețar a dat, a dat un ordin, pentru că a visat un vis, l-a pierdut, nu, nu l-a mai ținut minte. Au venit înțelepții și haldei și cărturare și să, 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 spună visul și nu putut nimeni să spună. Și împăratul a dat decret ca toți înțelepții să fie omorâți. Și erau căutați și Daniel și cerat să fie omorâți și ei. Daniel s-a dus la împăratul și a zis, împărate, o să-ți spun visul și tâlcuirea lui. S-a dus acasă și ce, -au făcut? Ce a făcut Daniel, frații mei? Știi ce spune Biblia? A apelat la rugăciunea comunitară a spus lui Shadrach, Meșac și Abednego să ceară împreună de la Dumnezeu. Și Dumnezeu din ce a făcut de cunoscut lui Daniel într-un vis, visul împăratului și trucuirea, dragii mei. După ce s-au rugat împreună, s-au rugat comunitar înaintea lui Dumnezeu. Avem această credință în puterea rugăciunii comunitare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să ne clarificăm foarte bine în mintea noastră nevoia de susținere comunitară. Și atunci, cu siguranță, vom alege să fim la părtășie cu Biserica lui Dumnezeu. Dar o altă nevoie mare pe care o avem, știți care este? Nevoia de echipare spirituală. Aveți nevoie de așa ceva. Zice, zice Sfânta Scriptură că s-au dus la ei lor, S-au rugat împreună și au zis, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și să fie semne, să fie minuni. Și deodată a venit de la Dumnezeu Duhul Sfânt. E nevoie de așa ceva în biserica de astăzi, frate și surori. Dincolo de ceea ce spuneam la început, această echipare cu cunoștințe de care avem nevoie. Este echiparea cu Duhul lui Dumnezeu. Și uitați-vă în Scriptură, dragii mei, că această echipare de regulă este făcută în comunitate. Le-am spus și în țară și pot, vă spun dumneavoastră în această seară, eu nu am găsit în Scriptură nicăieri, eu nu spun că nu se poate, practic nu spun că nu se poate. Dumnezeu este suveran. N-am găsit în Scriptură nici măcar un caz în care cineva să fie botezat cu Duhul Sfânt de unul singur. Și când Dumnezeu a turnat Duhul peste Saul din Tars, l-a trimis pe Anania să fie împreună cu el, să se roage pentru el. Pentru că Dumnezeu din cer face echiparea aceasta în comunitate. În ziua 50 erau toți împreună în același loc și deodată a venit Duhul lui Dumnezeu peste ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, cum le Duhul să vorbească. Aici, când se rugau toți, dragii mei, a venit din nou Duhul lui Dumnezeu, s-a cutremurat lucrul în care i -a adunat și au fost echipați. Aveau nevoie de echipare. Pentru că această echipare de la Dumnezeu îți arată foarte clar prioritățile în viață. Nu e așa că noi le încurcăm uneori prioritățile. Ce faci? Ce ți-a dat Dumnezeu să faci? Eu au priceput, dragii mei, prioritatea lor este să ducă Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu. Și asta au făcut-o, dragii mei, pentru că a venit Duhul Lui Dumnezeu peste ei să îi împingă să facă lucrul acesta. Această echipare de sus ne ajută, dragii mei, să trecem peste toate obstacolele. Ne dă îndrăsneală de la Dumnezeu să depășim barierele. Opoziția. Ne dă această ungere de care avem nevoie, nu doar predicatorii, sunteți de acord că cei care vin la avon au nevoie de ungerea de sus? Amin, amin. Duhul Domnul este peste mine, zicea Domnul, că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. E nevoie de această ungere de sus dincolo de înțelepciunea umană. De această ungere trebuie să avem fiecare dintre noi. Cu această ungere de sus să îl îndemn pe fratele de lângă mine, să mă rog pentru cel care este într-o situație complicată, cu această ungere de sus. Dragii mei, mă rog, Domnului, să ne binecuvinteze. Pun încă o dată întrebarea aceasta. Unde mergi când ești liber să alegi unde să mergi? Ai o grămadă de variante. Una dintre ele este să mergi la părtășia cu Biserica Domnului. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să alegem așa. E bine să facem lucrul acesta. Ne echipăm spiritual. Ne susținem unii pe alții. Plecăm din casa lui Dumnezeu, dragii mei, sau putem pleca din Casa lui Dumnezeu cu o îndrăzneală mai mare să trăim creștinește într-o lume idolatră? Să înțelegem că suntem chemați să fim lumina lumii. Plecăm din Casa lui Dumnezeu cu această îndrăzneală să luminăm în besna aceasta nopții, care este, din punct de vedere spiritual, mare în această vreme. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin! Amin!